înseamnă să vă spun o mică poveste. Așa cum sunt multe povești pe aceste rafturi. Acum niște ani, să nu mai spunem exact numărul, că suntem în 31 martie, da, ziua doamnelor și domnișoarelor. Plecam de la Bacău către București, la Universitatea București, pentru a deveni student. Am luat acel examen printre primii pe listă, dar secția care era trecută, deasupra scria filologie, liniuță, biblioteconomie. Colegii mei au spus, cum să mergem noi la filologie, biblioteconomie? Adică ne facem bibliotecar? Nu e bine. Și s-au mutat. Cei mai mulți colegi de-ai mei s-au mutat la alte secții de filologie, filologie română-franceză, română-engleză, română-spaniolă, română-română, orice, dar să nu fie filologie, biblioteconomie. Eu și sora mea am rămas. Pentru că nimic nu mi se pare mai adevărat, mai autentic și mai profund decât să citești, să contribui la clădirea unei biblioteci și să îndemn și pe alții să citească. Și de aceea vreau să vă salut, doamna primar, doamna director, doamna fost director, domnule director și pe toți cei din sală, poeți, scriitori, eseiști, oameni de litere, jurnaliști, invitați. Și vă rog să mă credeți, știu ce simțiți, știu ce dragoste aveți pentru carte. Mi-aduc aminte de profesoara mea de limba română din ciclul gimnazial, Cincio, care le spunea tuturor elevilor, chiar dacă nu învățați la română, măcar citiți. La acel moment, copiii nu prea înțelegeau ce înseamnă, chiar dacă nu învățați, măcar citiți, că rămâneți cu ceva de viitor, dar ulterior, cu siguranță au aflat cu toții câtă dreptate avea doamna profesoară de limba română și domnul profesor din următorii ani, când îi îndemnau pe tineri să citească. Mă bucur foarte mult că aveți o campanie în municipiul Chișinău care îndeamnă atât pe tineri cât și pe cei mai puțin tineri să răsfoiască în tumultul vieții și o carte și chiar dacă tinerii sunt mai degrabă tentați de activitatea pe internet, care este extrem de tentantă și acaparantă și copiii mei și copiii soțului, bineînțeles, sunt permanent pe internet, iPad, iPhone, toate descoperirile și toate noutățile, dar de fiecare dată avem grijă să le inspirăm această dragoste față de lectură și atât la aniversări, la onomastici, la Crăciun, Revelion, Paște, întotdeauna pe lângă un dar, să spunem, material, primesc cu siguranță și una sau mai multe cărți. Și cred că aici este simbolul, de fapt, pe care îl exprimați și dumneavoastră, atât autorități centrale, locale, cât și dascăli, ori părinți, depinde de noi în ce măsură transmitem generațiilor viitoare iubirea de lectură, iubirea de carte, fie care este istorie, tehnică, beletristică, orice gen este binevenit. Așa cunoaștem lumea, așa putem să intrăm în atmosfera istorică a înaintașilor noștri, ne cunoaștem rădăcinile, tragem învățăminte, ne inspirăm din bune practici și modele și avem o viziune mult mai inteligentă pentru viitor. Ceea ce faceți dumneavoastră este un lucru minunat. Aici este, cred, esența vieții. Un om care citește, un om cultivat, este un om bogat. Nu există bogăție pe lume mai mare decât spiritualitatea, cultura, firește. Credința și religia sunt primordiale. Dar tot ceea ce este material poate să dispară într-o secundă, printr-un faliment sau un incendiu, dar bogăția culturală și ceea ce am moștenit de la dascălii și părinții noștri rămân pe vecie și nimeni nu ne poate lua nici când este criză, nici când este restriște financiară sau politică,
nici când sunt anumite privațiuni sau etape istorice care nu sunt atât de prietenoase cu oamenii, avem un mare secret. Secretul este doar al nostru și întreaga lume este doar a noastră, doar răsfoind o carte. Răsfoind o carte, de fapt, cunoaștem o întreagă lume. Apreciez tot ce s-a făcut până acum de către municipiul București, prin Biblioteca Metropolitană, pentru biblioteca dumneavoastră și cred că acum, cu toată iubirea și cu toate sentimentele încărcate la maximum, trebuie să acționăm și activ, pragmatic și să ajutăm ca și această bibliotecă, așa cum a demarat deja Biblioteca Metropolitană, acțiunea de digitalizare. Pentru că este un fond de carte extrem de prețios, de valoros, aș putea spune, aș îndrăzni, de patrimoniu și atunci cred că trebuie să prezervăm pentru urmașii noștri. M-aș bucura foarte mult ca doamna director de la Biblioteca Metropolitană în perioada următoare, printr-o cooperare directă cu conducerea Bibliotecii Municipale de la Chișinău, să înceapă un suport tehnic pentru digitalizarea bibliotecii, să fim și noi în pas cu vremea și cu vremurile. Mă bucur că și-au rupt din timpul lor prețios și scriitori consacrați sau debutanți și eu sunt membra Uniunii Scriitorilor din București, dar nu v-am spus asta ca să mă laud, ci ca să vă dovedesc încă o dată cât de mult vă prețuiesc, vă admir, vă susțin în tot ceea ce faceți și regret faptul că, din nefericire, întotdeauna, din cauza multor probleme presante pentru viața cetățeanului, cultura rămâne ca o cenușăleasă. Și nu e bine. Nu e bine pentru că de aici ne tragem, de fapt, esența, adevărul și seva și de multe ori primăriile se ocupă mai mult de gropi, trafic, parcări, dezăpeziri, iluminat, dezinsecții și lasă pe ultimul loc domeniul cultural. Eu chiar sunt foarte criticată în București pentru faptul că am impulsionat viața culturală și sunt voci critice care penalizează faptul că am alocat un buget consistent atât celor 14 teatre care sunt în subordinea Primăriei Generală a Capitalei, cât și bibliotecilor și muzeelor care sunt administrate de Primăria Capitalei, precum și cele trei instituții culturale care organizează evenimente în domeniul cultural-educațional. Dar eu prefer să fiu criticată, critica e constructivă și e sănătoasă, dacă e onestă, dacă nu e deja oricum, îi las pe cetățeni să își tragă propriile concluzii, pentru că ei cu siguranță vor ști să facă diferență dintre bine și rău și îmi asum public această